Iubitul mi-a zis că eu nu sunt gata să aștept, adică până la vârsta de 18 ani, să întrețin relații sexuale cu tine. Decide, sau cu părinții, sau cu mine. Câteva ori am fugit de acasă. Părinții mei au depus o cerere la poliție. Prietenul risca închisoare de la 3 la 7 ani pentru o relație cu o minoră. Sarcina de curs, să zic, nu ideal. Câteva ore am fost monitorizată doar de o soră medicală și parcă am fost lăsat acolo așa, în voia sorții. A doua zi după naștere, picioarele parcă eram ca paralizate. Am intrat în acest spital cu picioarele mele, absolut sănătoasă, dar când la ieșire m-au externat într-un cărucior cu rotile. JusConsult, cetățenie română, îți oferă sprijin și ghidaj la perfectarea actelor românești. Ai depus jurământul de credință sau urmează să-l depui în scurt timp? Etapa următoare este transcrierea actelor de stare civilă românești. Certificatul de naștere sau de căsătorie se transcriu doar în baza unei programări prealabile. Iar de toate astea se ocupă JusConsult, cetățenie română. Termenul legal pentru transcrierea actelor este de 60 de zile. Iar cu JusConsult, ești sigur că actele obținute sunt perfectate anume pe cale legală. Până în prezent, peste 400.000 de moldoveni au obținut actele cu JusConsult. Sună la numărul afișat pe ecran și află mai multe detalii. Astăzi vă prezint istoria Alionei, care s-a căsătorit la 14 ani, în pofida faptului că părinții ei erau împotrivă. Ea a trecut prin multe greutăți din cauza deciziei luate. Apoi, la maturitate, după ce a născut, timp de 3 luni, nu s-a putut mișca din pat din cauza complicațiilor. E o istorie tristă, dar cu un final fericit. Însă, înainte de a afla povestea, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel ca să aflați primii când voi posta un video nou. Iar dacă aveți și voi o istorie de viață interesantă, vă rog să-mi scrieți un mesaj pe Instagram și puteți fi unul dintre următorii eroi ai monologurilor. Mulțumesc! Mă numesc Aliona Burcă, am vârsta de 22 de ani, m-am căsătorit la 14 ani și am o fetiță de 2 ani și 8 luni. Provin dintr-o familie modestă, mama, tata și un frățior mai mic. Am trăit, să zic, bine, adică nu aveam neajunsuri, părinții erau niște părinți gospodari, adică care întrețineau și păsări, gen că să nu mă duc la discotecă, seara să nu ies undeva. Mama este o persoană așa mai închisă puțin, adică nu-și arată iubirea direct, dar prin îngrijire, prin faptul că este grijulie, o mamă grijulie. Au avut mereu grijă ca să avem cel necesar pentru școală, ca să fim îmbrăcați, hrăniți cu frățiorul. Dar ne-a lipsit foarte mult comunicarea aceasta dintre mamă, fiică. Nu eram ca două prietene bune. La școală eram un exemplu, ca să zic. Nu știu, eram permanent lăudată de profesori. Învățam bine, printre cei mai buni elevi. Îmi plăcea foarte mult să învăț, să studiez lucruri noi, să răspund prima. Adică eram un exemplu. Aveam planuri mărețe, visam cu tatăl mereu ca să devin cineva. Eu cu băieții eram cam mai strictă, mai severă. Adică să nu se atingă de mine, așa eram învățată de tatăl meu. Adică să fiu mai băiețoasă, ca să nu permit băieților să mă atingă. Și adică pentru mine asta era ceva ok, așa eram învățată de tatăl meu. Vroiam ca să corespund ce cum el mă vedea pe mine, că ar trebui să fiu eu. El, tatăl permanent, avea frica sau temerea ca eu să nu fiu o fată ușuratică, să fiu serioasă, să nu mă vorbească lumea. Și eu, nu știu, pentru mine tatăl era ca un exemplu. Pentru mine el era bărbatul cel mai principal, cred că, în viața mea. Mai uneori, mai mult, mai des comunicam cu tatăl decât cu mama. Eu, fiind la lecția de educație fizică, pe terenul de joacă, cu colegii mei de clasă, sigur,
Am cunoscut un băiat pe nume Dumitru și, nu știu, din prima zi, din prima clipă m-am îndrăgostit în el. Am făcut cunoștință, la care și el, la sigur, cred că s-a îndrăgostit de mine. După care ne-am căutat pe rețele de socializare, am comunicat, am zis că mai vrem să ne mai vedem o dată, să mai facem o întâlnire. A început frumos. Eu plecam la școală din satul vecin, fiindcă la noi în localitate nu este școală. Și în acel sat, la școală, am făcut cunoștință cu soțul. El deja terminase studiile și a venit la școală, adică să-și mai revadă foștii profesori sau chiar colegi. Și atunci a făcut cunoștință cu el. Eu aveam vârsta de 14 ani, clasa a 7-a, iar soțul 18 ani. Când am făcut cunoștință, peste o perioadă am început să povestesc mamei. Uite, am întâlnit un băiat, sigur că nu puteam să povestesc tatălui, la care mama mi-a zis că, uite, bine că ai întâlnit pe cineva drag ție, dar să fii mai reținută de relații intime. Toată chestia asta cu întâlnirea a fost cam puțin ascuns de tatăl o perioadă. Adică nu știam care să fie părerile lui și reacția lui. Adică am întâlnit pe cineva. După orele de disciplină, ieșeam pe terenul școlii și ne întâlneam cu soțul. Dar unii profesori, după cum îl cunoșteau pe soțul din școală, cum a fost el ca băiat, îmi spuneau, adică, că, uite, poate nu este băiatul potrivit pentru tine. Într-o zi m-am decis ca să zic tatălui meu că am întâlnit pe cineva drag mie și un băiat anume, că până acum nu am povestit tatălui că îmi place un băiat anume. M-am adunat cu gândurile și i-am povestit. Tatăl a reacționat destul de bine, pozitiv. Și mi-a zis că doar uite, vreau să-l cunosc cine este acest băiat. L-am invitat pe iubitul meu la noi în ospiție, la care s-au cunoscut cu părinții, au stat de vorbă. A fost totul bine. După care tata, cred că, a avut ceva discuții cu el, ca între bărbați, că uite, nu sunt contra, ești un băiat bravo, dar uite, te rog, să nu întreții relații sexuale cu ea, măcar până ce termină școală sau vârsta de 18 ani. Adică să nu atingi. Părinții aveau încredere în el, o perioadă ne-am întâlnit, chiar și veneam în ospiție la mine, la care stăteam la masă cu părinții. Era totul bine. Am fost împreună timp de un an. După care soțul mi-a zis, iubitul mi-a zis că eu nu sunt gata să aștept, adică până la vârsta de 18 ani, să întrețin relații sexuale cu tine. După care s-a întâmplat totuși și am întreținut noi relații, dar nu am spus nimănui despre asta. Într-o zi mama m-a întrebat, Aliona, uite, poate îmi povestești mie ca prietenă, totuși voi vă întâlniți de o perioadă de timp, un an de zile este o perioadă destul de lungă. Dar nu cred în asta că voi nu ați avut deloc relații și nu s-a atins el de tine. Spune așa cum este. Nu știu, deodată am dorit să povestesc mamei, să povestesc ca la o prietenă. Că uite, da, poate adică îmi dă ceva sfaturi. Am avut încredere în mama că o să-mi țină secretul și nu o să povestească nimănui. După care, peste o zi, când am revenit de la școală, am simțit ceva că nu este în regulă după comportarea tatălui și m-a întrebat, uite, nu vrei să-mi povestești nimic? Nu ai secrete? Eu zic, nu, parcă nu. La care tata a fost puțin mai agresiv și mi-a zis că de ce tu ai întreținut relații cu acest băiat pe când nu v-am permis? Și m-am zis că să vă abțineți de la asta. M-am simțit foarte incomod.
și am avut frică aceasta de tată, fiindcă permanent el era mai sever cu mine. Și n-am vrut cumva să-l dezamăcesc, că eu sunt destul de serioasă și țin de cuvântul lui. Relațiile noastre cu părinții s-au făcut mai rele, la care mi-au spus că nu vă mai permit să discutați sau să vă întâlniți pe viitor. Părinții mei au spus profesorilor ca în perioada când sunt la școală să mă supravegheze dacă mă văd cu iubitul pe teritoriul școlii. Erau și acolo interziceri de către profesori ca să nu mă văd cu el. Dar totuși noi ne vedeam pe ascuns. Eu înțeleg destul de bine părinții, fiindcă totuși eu aveam 14 ani, eram minoră și încă urma să fac studiile, 9 clase măcar. Dar el avea 18 ani și adică aveau și frica aceasta să nu rămân poate cumva însărcinată și nu am terminat, n-am finisat nici școala, da? Cred că orice părinte în locul lor s-ar simți la fel. O perioadă ne-am întâlnit pe ascuns, la care chiar și telefonul mobil al meu a fost luat de tatăl, ca să nu mai vorbesc cu el. Dar noi găsăm modalități ca să ne vedem pe ascuns, ca să ne sunăm. Și într-o perioadă anumită am discutat cu iubitul și mi-a zis că uite, eu nu mai pot așa. Ce să facem? Hai să găsim o modalitate, cum să ne vedem, cum să ne întâlnim pe viitor. La care părinții iubitului au decis să ne ajute în situația aceasta și au venit la mine acasă să discute cu părinții mei. Că uite, au făcut ceva greșeli, tinerii și nu au ascultat, dar hai să nu facem mai rău. Timp de un an de zile deja, tot e serios la ei, hai să le dăm pace, adică să se întâlnească. Poate ajungem și la o nuntă să organizăm tot frumos. La care părinții mei totuși erau contra, țineau pe a lor că nu. Dacă iubitul a procedat așa și nu a ținut cuvântul lui de bărbat, care a fost promis tatălui meu, el este categoric contra. Să nu ne mai vedem, să nu ne mai întâlnim. După câteva zile, iubitul m-a întrebat și a zis că, uite, eu nu mai pot așa. Dacă dorești să fim împreună, decide sau cu părinții sau cu mine. Mi-era foarte greu să fac alegerea aceasta, fiindcă, nu știu, mă iubeam și părinții. Aveam încă de studiat, de făcut studii, să termin școala, dar vroiam și cu el să fiu. Și eram într-o situație așa, nu știam ce alegere să fac corectă. După care am zis iubitului, hai să luăm o pauză, să se liniștească toată situația aceasta. Când am văzut că părinții nu mă înțeleg, le spuneam că îl iubesc, că suntem împreună de un an. După am decis să fug de acasă, la iubitul meu. Câteva ori am fugit de acasă, după care părinții vineau și mă căutau, chiar apelau și la poliție. Mă găseau în curtea iubitului și mă luau acasă. Am început să am vorbe și la școală, deja cred că a ieșit toată istoria aceasta la iveală. Chiar am avut uneori ore cu psihologul din școală, mama cerea psihologului ca să țină ceva discuții cu mine pe tema aceasta. Psihologul încerca să vadă, eu din ce motiv fug de acasă, care ar fi motivul și care sunt relațiile acasă cu părinții. Poate nu sunt relațiile bune, din acest motiv eu fug la prieten. Care am spus doamnei că iubesc acest băiat și vreau să fiu cu el. Noi nu avem intenții ca să locuim împreună. Noi vroiam să ne întâlnim. Doar că părinții nu ne permiteau să ne întâlnim, noi am decis ca să
locuim împreună. Erau toți împotrivă ca să mă întâlnesc cu acest băiat, chiar și rudele. Mă judecau, mă simțeam presată de ei cu anumite vorbe, după care m-am simțit foarte prost și nu n-am mai vrut să trăiesc. Și într-o zi, era ziua afară, am luat niște pastile a tatălui meu și am băut în cantități mai mari. După care mi s-a făcut foarte rău. Spre seară, tata a văzut că eu mă simt cam rău și m-a întrebat, ce ai făcut? Cred că și-au dat seama că am băut ceva pastile. Au sunat la salvare, eu mă gândeam să-mi pun capăt zilelor, că nu mai puteam așa și nu eram înțelesă de nimeni, dar eu cred că am făcut o mare prostie, asta mi-am dat seama. Nu merită, cred că, nimic în viață și mi-am zis-o că nu o să mai fac niciodată așa, să mă sinucid. Nu merit asta, chiar să fiu în cele mai grele perioade a vieții mele. Eu cred că am făcut pasul acesta să mă sinucid ca părinții să înțeleagă ceva, nu știu, cred, din motivul ăsta, că să mă înțeleagă, că să vadă la ce sunt gata eu, că să mor pentru acest băiat. Dar nu am fost înțeleasă totuși, mi-a zis că de ce faci tu prostiile astea? Cred că te-a pus să faci el, prietenul tău. Eu aveam vârsta de 14 ani, eram o copilă și nu îmi dădeam seama decât că prin astfel de modalități nu fac bine. Nu recomand nimănui, chiar dacă ai cele mai grele perioade din viața ta. După perioade grele vine și bine, doar trebuie mai mult comunicare, cred că. Mi-am revenit după toată perioada asta. Am fost acasă cu părinții, la care o perioadă n-am plecat nici la școală. Și într-o seară m-am văzut cu prietenul meu, la care m-a luat acasă la el, ca să locuim împreună. Și a doua zi părinții au început iarăși să mă caute. Au venit în curtea părinților prietenului meu și încercau cumva să mă ia acasă, dar am zis că nu merg acasă. Noi locuiam împreună cu părinții soțului, nici nu știam ce au de gând părinții mei să facă mai departe, dar am văzut că câteva zile s-au liniștit, nici nu mă telefonau, nimic. Am crezut că s-au liniștit, o perioadă o să treacă și o să fie tot bine și o să comunicăm și cu ei. Dar nu, am aflat peste câteva zile că părinții mei au depus o cerere la poliție și inițiau să deie chiar să pornească un proces de judecătorie împotriva prietenului meu că a întreținut relații sexuale cu o minoră. Peste o săptămână, cred că prietenul meu a fost chemat la raion, la procuratură, ca să fie audiat. S-a dus la procuratură, la care i-a spus că situația este gravă și mult mai gravă decât ne-am gândit noi, că o să fie tras la răspundere și o să pornească un dosar penal împotriva prietenului meu. Părinții soțului, când au aflat, s-au speriat. Sigur că pentru copilul lor să nu aibă probleme, să nu aibă pată pe viață, este ceva serios să aibă dosar penal sau să stea chiar la pușcărie și mai ales pentru ce? Că am avut relații binevol, că eu îl iubesc și a fost totul binevol. Nu a fost forțat sau, nu știu, am întreținut relații sexuale și după asta m-a lăsat, s-a folosit. Nu a fost așa ceva. Eu cred că părinții mei făceau tot asta ca să demonstreze că este așa cum vor ei. După care am fost chemați la prima ședință și am fost interogată și eu de judecătoreasă. Și am spus că tot a fost binevol, că îl iubesc, locuiesc la moment împreună cu el, la părinții lui, în care părinții mei
Spuneau judecătoreasă că faceți ceva ca să vină acasă. Totul era destul de grav, dar după prima ședință nu s-a decis nimic. Trebuia să urmeze și a doua ședință, unde se decide. Perioada cât a mers ședința, eu locuiam cu soțul împreună la părinții lui, unde totodată și frecventam școala. La a doua ședință, când am plecat, s-a fost întrebată mama dacă îl iartă și poate ajungem la, ne împăcăm la un numitor comun. Dar mama a spus că nu îl iartă pentru ceea ce a făcut, trebuie să răspundă. Prietenul risca închisoare de la 3 la 7 ani pentru o relație cu o minoră. S-a decis ca el să nu ajungă după gratii, dar să aibă 2 ani și jumate, să stea, adică, la domiciliu și să respecte careva condiții. Noi am început să locuim împreună la părinții lui, cu mama lui mea, de fapt, fiindcă tatăl prietenului deja nu mai locuia cu mama. S-au despărțit. 2 ani și 6 luni noi nu am putut părăsi localitatea, chiar să plecăm și undeva la muncă, nu puteam. După careva neînțelegeri cu mama soacră, am decis să ne mutăm aparte, ca să locuim într-o casă închiriată în satul care locuiam. A fost o perioadă foarte grea. Noi am început totul de la zero. Nu aveam nici lingură, cană, cu ce ne învăli, ce mânca. Am schimbat câteva case de chiriat în localitatea unde locuia prietenul și în localitatea mea. Plecasem și tot am locuit prin câteva case. Foarte greu ne spraveam cu cheltuielile ca să ne ajungă. Aveam foarte mici venituri, doar din ceea ce muncea el cu ziua. O perioadă chiar a început să lucreze, să taie lemne în păduri, tăituri la păduri. Aducea și ceva bani, aducea și lemne de foc. Părinții nu contribuiau la un ajutor anumit să ne ajute să ne descurcăm. Deci pe noi ne cunoșteau foarte mulți din sat, situația, problemele noastre care le-am avut, cum locuiam, cum trăiam și foarte mulți se întrebau cât oare să mai trăiască împreună perechea aceasta. Din motiv că ne-am mutat dintr-un sat în altul, deja erau și unele vorbe a lumii prin sat și părinții mei când au văzut că ne-am mutat în localitatea mea natală, au dorit să ne ajute, să contribuie cu ceva ajutor, dar oricum relațiile nu erau bune între noi și cu părinții mei. În această perioadă, eu încă îmi făceam studiile în gimnaziul din localitate. Am finisat 9 clase cu bine. M-am bucurat măcar că am documentul de 9 clase gimnaziale, la care toate greutățile și cele necesare ce am avut nevoie la școală, soțul, prietenul la fel își bătea capul ca să am și pix și chiar mi-a procurat și haine. El niciodată nu a insistat ca să lepăd școala. A zis că să termin școala cu bine. Nu mi-a interzicea. După ce au trecut acești 2 ani condiționat, noi am decis să ne mutăm cu traiul la Chișinău. Poate, adică, găsim un loc de muncă și să ne fie mai ușor. Am vândut absolut toate animalele, păsările care le-am avut în gospodărie, și iepuri, și 3 purcei. Am avut și 2 căprițe. Am vândut tot absolut și am avut careva bani și am plecat la Chișinău. Ne vroiam foarte mult ca părinții să se unească cumva, părinții mei cu a lui, să jucăm o nuntă, să fie tot bine ca la toată lumea.
încercam cumva să strângem ceva bani ca să organizăm o nuntă. Și am strâns noi careva bani și am decis să ne cununăm și să ne înscrim. Ne-am înscris cu o lună înainte de a afla că sunt însărcinată. Aveam 19 ani și mă găteam de o intervenție chirurgicală la ochiul stâng. Am careva probleme cu el și când găteam toate analizele la spital, am văzut că sunt careva rețineri menstruale. Și am făcut careva teste de sarcină. Testul de sarcină mi-a arătat pozitiv. Sarcina de curs, să zic, nu ideal. Am avut careva dureri de spate, dureri în zona pubiană. Nu am avut medicul meu personal care să-mi monitorizeze sarcina și aveam careva frică cum o să decurgă prima mea naștere. Întrebam sfaturi de la mama, foarte mult retrăiam. Și am numerit în perioada pandemică, pandemie când era COVID, și am fost transportată la un spital în care am trăit niște experiențe proaste. Trebuia să plec să nasc la un spital de stat, spitalul numărul 2, dar din motiv că acolo erau foarte multe persoane cu COVID și temperatură, febră, a fost decizia să fiu transportată la spitalul numărul 1, unde am fost transportată cu ambulanța, la care la primire mi-au spus că ea trebuia să plece să nască la spitalul numărul 2, de ce a fost transportată aici la noi. După care m-au primit, m-au internat într-o palată. Trebuia să fiu cumva, cred, consultată de medici care m-au primit. Dacă e nevoie de o naștere cezăreană sau pot să nasc natural. După ce le-au auzit de sora medicală, a spus că eu am bazinul foarte îngust și nu știu cum o să nască ea. Și m-a trimis în palată. Câteva ore am fost monitorizată doar de o soră medicală și parcă am fost lăsată acolo așa, în voia sorții. La care dimineață, doar când s-au schimbat medicii de gardă, au venit și au început să mă controleze și să vadă dacă e nevoie să nasc la moment sau încă nu. La care acești medici de gardă mi-au spus că tu deja naști, dragă. Procesul de naștere, nu vreau să zic că ei a fost atât de complicat. Totul a decurs foarte repede, pot să zic 20-30 de minute. M-am bucurat foarte tare că m-am ușurat și copilul s-a născut și tot este bine. La naștere mi-a spus că este fetiță. Dar eu parcă eram convinsă deja că este fetiță. S-a născut de 2 kg și 850, 54 de centimetri. Mi-au zis că este sănătoasă. După care mi-au spus că să mă scol de pe masa nașterii, să mă amplaseze într-un salon cu copilul. După care am încercat să mă scol și nu am mai putut să mă scol. Am simțit că picioarele nu mă ascultă și aveam careva dureri în zona pubiană, bazinului, care am comunicat medicilor că am careva dureri și nu pot să mă scol, nu știu din ce motiv, mă dor picioarele foarte tare și simțeam oasele foarte tare, că mă dureau. Medicii nu au înțeles deodată care e problema, ce s-a întâmplat. Au crezut că eu mă prefac. Care le-am comunicat că, într-adevăr, am dureri și nu mă prefac. S-au speriat puțin și medicii de ce le-a întâmplat cu mine, nu știau care e motivul. Au crezut că poate în prima parte a zilei
o să mă aflu așa în starea aceasta, dar a doua zi o să îmi revin. Nici a doua zi nu m-am simțit mai bine, am avut foarte mari dureri de oase. A doua zi după naștere, picioarele parcă eram ca paralizate. Nu le puteam nici mișca măcar. Când încercam să-mi schimb cumva poziția pe o parte, pe alta, nu puteam, aveam niște dureri înțepătoare. Chiar medicii îmi puneau și niște injecții pentru dureri, că durerile erau insuportabile uneori. Am fost controlată de medici și mi-au chemat chiar și un medic traumatolog ca să vadă care este starea mea la moment. Este gravă sau o să revin, o să mă fac bine de la sine. Diagnozul care mi s-a pus a fost simfizită de gradul 2. O deschidere de 17 cm, când e normal până la 10 cm. O explic așa într-un limbaj mai înțelesul tuturor. Oasele s-au deschis pentru o naștere și nu s-au dat la loc înapoi. Și în acest motiv eu aveam probleme cu picioarele. De la jumătate în jos nu simțeam deloc. Eu eram panicată, fiindcă nu am așteptat anume așa ceva să se întâmple cu mine. Când mi-am imaginat asta că o să decurg cu totul altfel, o să mă trezesc dimineață, o să mă îngrijesc bebelușul, ca toate mămicile. Adică perioada aceasta trebuia să fie o perioadă frumoasă pentru mine, dar nu atât de tristă. Eu aveam nevoie să fiu îngrijită de cineva, să mă hrănească, că nu puteam nici elementar să mă scol, să mă ridic pe fund să stau. Nu puteam. Nici să mă scol să plec la baie. Stăteam în pampers. Eram îngrijită de surorile medicale, dar uneori nu aveam această grijă din partea surorilor medicale și ceream ca să permită cuiva din rude, din apropiați, să stea cu mine în palată, să aibă grijă de bebeluș, atât și de mine. Nu a permis careva din rude să vină la mine în palată, să stea cu mine, să aibă grijă, din motiv că era pandemie și nu se permite. Am intrat în acest spital cu picioarele mele, absolut sănătoasă, dar când la ieșire m-au externat într-un cărucior cu rotile. Medicii mi-au spus că în acest caz poate fi o femeie la 1000. După ce am plecat acasă, soțului a fost foarte greu, cred că a fost prima persoană care a avut grijă de mine în această perioadă. Era foarte greu că și muncea, dar și avea grijă și de mine și de fetiță. Toată ziua o petreceam singurică pe pat cu bebelușul. Aveam doar cele necesare lângă mine, ce mi lăsa soțul. Mă descurcam ziua cu fetița. Îi mulțumesc Domnului că a fost liniștită și a dormit și am putut și eu să mă odihnesc. Dar peste un timp am simțit că nu mai pot singură să stau în casă. Mi-era foarte greu să mă descurc singură și am fost nevoită să plec la mama, la țară, ca să aibă grijă cineva de mine. Nu puteam nici să mă scol din pat, nici să mă îngrijesc, să mă spăl, să fac o mâncare. Am plecat la țară, la mama, și avea grijă de mine ambii părinți, mama și tata, la care veneau și bunica uneori și mă ajutau. Iar soțul a rămas la Chișinău să lucreze, adică nu putea să lăsă postul de muncă, aveam nevoie de bani să ne întrețină. În această perioadă am avut nevoie și de un corset. Era nevoie ca să îl port în zona bazinului, ca să se strângă oasele la locul lor.
Am băut careva medicamente, calciu și multe altele. După naștere am stat la pat 3 luni de zile. În acea perioadă îmi părea că nu o să mai revin la normal. Dar am început a face încetişor efort fizic singurică. Când mă ajutau cineva din apropiați, nu mă simțeam confortabil și aveam dureri. Am început să mă ridic singurică, să fac totul parcă ca din nou, ca un bebeluș, să ridic câte un picior sus, să fac primii pași. Nu puteam nici să ridic piciorul de la pământ, le șăreiam pe podea. Din fericire, cred că era simfizită de gradul 2, am putut să-mi revin la normal singurică. Dar dacă era simfizită de gradul 3, cum mi s-a spus unii medici, putea să rămân, adică așa pe viață, cu dizabilități. Adică dacă era o deschidere de 20 de centimetri, la mine era de 17 centimetri, dacă era de 20 de centimetri, eu era să rămân, adică invalidă cu picioarele așa pe viață. În perioada aceasta am avut și o depresie postnatală și a fost o perioadă grea în care mă simțeam un abuz pe capul părinților și a soțului. Am avut și depresii în care nu mai doream să trăiesc. Ziceam părinților și soțului că să aibă grijă de fetiță. Eu nu mai doresc așa viață, în care să stau toată viața la pat sau la un cărucior cu rotile și să fiu neputincioasă. În aceste 2 luni care le-am petrecut la părinți, la țară, am început să fac careva efort, să mă ridic din pat, să fac primii pași, dar nu mi se permitea să fac foarte mult efort pe zi sau să stau în picioare. Când am făcut primii pași, am fost foarte bucuroasă și părinții mei au retrăit toate aceste momente cu mine. În perioada depresiei, câteva zile chiar nu am dorit nici să alăptez fetița. Prin toate greutățile acestea care le-am trecut, mi-au fost aproape părinții și soțul. Și am avut multe de învățat, lecții de viață. Uneori aceste greutăți ne sunt date, transmise nou, ca să trecem pe ele și să devenim mai puternici. După perioada care am stat la pat și am avut nevoie de îngrijire, m-am restabilit. Dar nu a fost o perioadă perfect sănătoasă. Am avut careva dureri a oaselor, în zona genunchilor, în zona spatelui și acum am unele dureri. În prezent, fetița are 2 ani și 8 luni, este perfect sănătoasă. Merge la grădiniță și eu mă bucur că am trecut prin această perioadă grea și acum sunt perfect, poate că nu perfect, dar sunt aptă și ca să am grijă de fetiță, să o îngrijesc, să am o viață normală, să fiu o soție care gătește, să am o viață activă, să merg pe picioarele mele. Nu am regrete că m-am căsătorit la vârsta de 14 ani. Poate, posibil, pare rău că nu m-am dezvoltat, poate și nu mi-am făcut o carieră. Mă bucur de faptul că Dumnezeu mi-a dat o fetiță, mi-a dat un soț care este fidel și locuim împreună deja de 8 ani. Am venit la acest monolog nu ca să promovez că e bine să te căsătorești la 14 ani și toți trebuie să urmeze exemplul meu. În cazul meu a fost o istorie cu final bun, dar în rest cred că fetițele trebuie să asculte de părinți, să analizeze cu cine este într-o relație, să nu se grăbească, să facă o carieră și la rândul său să nu strice relațiile cu părinții. Istoria Leonei m-a făcut să vin cu un mesaj către bărbați. Gândiți,
Nu mai faceți acțiuni care vă afectează propria viață și viața femeii pe care o iubiți. Da, soțul Alionei nu a ajuns la pușcărie, dar relațiile sexuale cu minori sunt ilegale. Un minor nu poate da acordul pentru sex. Ce înseamnă eu nu pot aștepta? Dacă gândiți logic, veți înțelege că a răbda câțiva ani fără sex e mai ușor decât a face pușcărie și a-ți păta cazierul juridic, care pe viitor îți poate da bătăi de cap întreaga viață. Nu vă grăbiți să încercați totul foarte devreme. Eu sper cât mai mulți tineri să învețe din această istorie și să evite greșelile care le pot distruge viața. Dacă v-a plăcut monologul, nu uitați să lăsați un comentariu, să-l apreciați și să-l distribuiți. Ca mesajele transmise să ajungă la cât mai multă lume bună. Mulțumesc mult!